Au fost afișate rezultatele la evaluarea națională. Mii de elevi au venit plini de emoții încă de la primele ore ale dimineții să-și vadă notele, care au fost afișate atât pe edu.ro cât și în școlile unde s-a susținut testarea. Copiii vor putea să depună contestațiile însoțiți de un părinte astăzi până la ora 20, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 29 iunie. Copiii au venit însoțiți de părinți și plini de emoție pentru a-și vedea rodul muncii. Rezultatele de la evaluare au o pondere de 80% pentru înscrierea la liceu. Elevii care au obținut o medie mică se pot înscrie la o școală profesională. Am avut 2931 de elevi înscriși, prezenți 2808, ceea ce înseamnă, iar procentul de promovabilitate este de 67,6%. Avem peste 200 de elevi care au medie între 9 și 9,99. De asemenea, 400 de elevi între 5 și 6 și note foarte mici sunt în jur de 700 de elevi, adică sub 5, 700, aproape de 800 de elevi. Profesorii vor avea 3 zile la dispoziție pentru rezolvarea contestațiilor. După afișarea rezultatelor urmează perioada aceasta de contestații, astăzi între 12 și ora 8:20 după amiază. Se depun contestațiile la centrele de examen, sunt apoi centralizate și lucrările vor fi trimise spre evaluare în centrele zonale de contestație. Ce perioadă au pentru înscrierea la liceu? Ce termen au? Săptămâna de